Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou episod, un nou videoclip, nou episod de vineri 13, videoclipul cu care vă distrug eu weekendul. După cum vedeți m-am bărbierit și da, știu, mare greșeală. Deci uitați și voi frate cum arăt, bine că a început să crească la loc. Zici că am vreo 13, 14, 15 ani cel mult, cam așa. Cu barba aia arătam și o calmea de vreo 19, 20. E, în fine, nu știu ce cliente îmi place să arăt mai bătrân, dar mă rog, place să fiu mai matur, mai așa. Să mă respecte oamenii pentru vârstă măcar, mă rog. Deci da, vineri v-am lăsat pe pagină niște v-am lăsat mai multe statusuri și pe profil și pe pagină, dar mă rog, și având în vedere că mi-ați lăsat sugestiile astea, n-am știut ce să aleg, așa că până la urmă am zis să fac o alegere de mijloc și anume să vă citesc cele mai tâmpite nume de localități din România, pentru că de ce nu? Articolul ăsta mi l-a arătat mi l-a arătat taică-mea acum vreo două revelioane. Hai să vi-l arăt și vouă, bun, să pun aici așa frumos, hai să vă citesc și titlul, bun, mă pun și eu cumva așa. Cele mai ciudate nume de localități, femeile din Curva coboară privirea când pomenesc locul de baștină. Da, ce mai scrie pe aici, cum ar fi că atunci când întrebi pe cineva care este locul lui de baștină să-ți răspundă că este din Fututa, Flămânzi, Mădulari, Fundul Moldovei sau Roma. Probabil că mulți ar leșina de râs. În timp ce alții ar considera că sunt luați la mișto. Ok, văd că avem aici și niște pauze. Destul de interesant, primitoare aceste localități, cum intri în ele se pare. Bun, hai să vedem așa, văd că mai avem aici o descriere, dar nu pare a fi cine știe ce. Hai să trecem direct la nume. În caz că o să le găsesc la editare și pe Google Maps, am să pun aici un screenshot cu ele pe unde sunt. Și bine că aici văd că ne lasă și județul de unde sunt. Prima este Căpățâna Porcului. Ăștia, ăstora le place Crăciunul probabil, cine știe. Din județul Brașov. Bun. Următoarea. Amărăștenii de Sus. Dolj. Crăciunelul de Jos. Alba. Că tot am vorbit de Crăciun mai devreme. Spermezeu. Hai că-mi place numele ăsta. Mi-amintește profesorul meu. Am un profesor la liceu pe care îl cheamă Spermezan. Și nu știu de ce odată am zis, când venea vorba de dânsul, am zis Terminator. Bă, e o poreclă destul de bună, n-am ce zice, deși nu-i prea frumos, e cam bătrân omul și trebuie să respectăm vârsta. Și chiar e un profesor de treabă. Miroși, ăștia clar sunt niște nespălați. Stai ca un prieten din Argeș de acolo. Asta e cu dedicație pentru el. Lăbăsint, nu știu cum se citește asta, dacă are de acritice sau nu, din județul Arad. Mierlești de Sus, un sat plin de morți, probabil. Sau e ca la mine aici, de o grămadă de bătrâni și mor ăștia săptămânal. Văd numai coloane de mașini cum claxonează și în față e Florica Clopotaru și unul Ion Moldovean. Prțești de Jos, ăsta stai ca să iei peste una. Căcăcioasa, ăsta chiar că e un sat de căcat, se pare. Din județul Vâlcea, stai că mai cunosc pe cineva din Vâlcea. Prțești de Jos. Ăsta e un sat de bășinoși, să înțeleg, din Suceava. Hai că trebuia să... Da, bă, un găsi Vasluiu pe aici, că văd că e Suceava, trebuie să apară și Vasluiu. Măciuca. Le place fetelor să stea în Măciucă, să înțeleg. Mădulari. Că tot venea vorba de Măciucă, trebuie și un mădular. Culmea, din același județ, văd. Urlați. Ăștia cred că sunt ceva gen ăștia care umblă noaptea pe șosea și urlă pe stradă, doar ca să latre toți câinii din sat. Apoi să ieșim la geam și să le luăm toți morți la rând. Băicoi. Bă, de ăștia am auzit. Bă, eu cred că sunt foarte necivilizați oamenii din Băicoi. Adică în loc să vorbească și e civilizat cu domnule, te știi cum trec Băicoi. Ce dracu. Buda. Da, bă, așa era și o glumă, gen Buda la asiatici și Buda la români. Ca să se înțeleagă cam cum e România față de restul lumii. Fierbinți, ăștia sunt din județ de la mine și știu că acolo se filmează serialul ăla, care chiar e mișto. Mă uitam la el când era mai mic. Iepureni, ăștia ar fi ceva vânători, de se duc după iepuri, cine știe. Fundătura, Cluj, hai că începem să avem și de prin arte, al văd. Tetcoiu, de ce presim că multe, multe nume de astea o să fie legate de coaie? Cioara de Sus, o fi trecut relu pe acolo, cine știe. Ce faci, mă? Ce faci? Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci? Mero. Coțofene din Dos. Că tot vorbeam de ciori, văd că avem și coțofene. Că pruța, hai că de pe animale așa de la păsări trece și la mamifere, la capre. Prăjești. Pe acolo cred că stă Malone. Beliș. Tipul,
Cred că știu cine stă pe acolo. Calul. Bun așa. Iapa, trebuia să-i găsim și pereche la cal, de ce nu? Afumați, asta e pe lângă mine. Mă rog, e aproape de mine. Toporul, asta mă aștept să fie prin vasul lui căia și îmblânzesc nevestele cu toporul. Vărsătura, ăștia borăscu sau ce naiba de s-o chema așa. Cumpărătura, Suceava, e clar, ăstora îi place shopping-ul, nu știu. Jena, jupa, ciuperceni, ăstora, nu știu ce să zic, le-o plăcea efectul halucinogen. Cocoșești, sculeni, multe cu conotații sexuale, din câte se pare. Asta nu știu cum vine, căcăina, habar n-am. Văd că am dat știe vasului. Prima cu vasului, să spune că mai găsim. Sacu, cârpă, același material să înțeleg, nu? Poate o fi sac de pânză, nu de la de rafie. Vârtescoiu, încă una cu referire la testicule, se pare. Milcoiu, încă un coi, se pare. Muereasca, bun, bulbucata, păros, stâlpul, boldu, colți, trei la rând numai din Buzău văd. Lungești, însurăței, udați mânzul, hai că ăsta e mișto, udați mânzul. Flămânzeni, ăștia-s rupți de foame să înțeleg. Asta amintește de aia cu cele șapte minune ale Caracalului, parcă era așa, s-a construit o clădire și a rămas Macaraua blocată acolo cumva. A luat foc sediul pompierilor, a fost spart sediul poliției, cimitirul pe strada Învierii, brutăria pe strada Foamei, în gară la ei ceasul din gară are cifre romane și în loc să fie 1i, 2i, 3i și cum ar veni după aia 4 să fie IV, e are 4 de ei și nu mai știu, parcă s-a răsturnat căruța cu proști sau ceva de genul. Mi-a adus aminte asta de Caracal, cele 7 minune ale Caracalului. De acolo știu că e un dobitoc. Vă las o poză cu el acolo. Dan Diaconescu sau cum căcat îl chema. Mi-amintesc eu când trebuie să editez clipul. Gogoșari, așa se mai spun la unii care stau la două sate mai acolo de mine, la satul respectiv, cetățeni de acolo. Gogoșari sau corcodușari. Bă, mie nu mi-ar fi frică să trec pe acolo să urlu așa, cred că aș ajunge în chiloți acasă. Și după aia avem cele mai importante. Fututa, deci clar, presupun că cei care stau în Fututa se numesc Futute și Futuți, nu? Curva, un sat plin numai de curve, probabil. Și fundul Moldovei, chiar în Suceava. Deci hai că asta se potrivește totuși. Fundul Moldovei la mama dracu, unde se agață harta în cuie acolo, bun. Dacă le găsesc, spune-le pe Google Maps, vi le arăt aici niște screenshot-uri. Dacă nu, asta e, cine știe, nici aia de la Google n-au avut de gând să treacă pe acolo. Da, și cam ăsta e clipul. Dacă vreți să mai fac cu chestii de-astea articole, lăsați-mi și voi comentarii ceva cu ce să mai caut. Și cam atât. Acum mă găsesc și pe... Hai să mă pun așa mai drept un pic, că prea stau cocoșat. Acum mă găsesc și pe... Acum o să-mi încerc skill-urile de editare. Acum vreau să fac să pară că arunc așa cu link-uri. Mă găsiți și pe Snapchat și pe Instagram. Aveți pe ecran, pe lângă capul meu, pe aici, sper să nu-mi intre vreo literă, vreun caracter, ceva. Aveți pe ecran cum să mă căutați și în descriere. Dacă vreți să-mi lăsați propuneri, urmăriți-mă pe Facebook. Aveți și pagină și profil și grup să mă găsiți acolo. Și cam atât. Eu vă las aici și ce pot spune? Ne vom auzi la un nou videoclip.